Onoarea de a fi alături de voi astăzi, de a fi în instituția voastră școlară, educativă și chiar culturală, este subînțeleasă. Prin urmare, nu o să fac prea multe politețuri, dar o să onorez prezența mea aici prin felul în care o să încerc să vă conving nu atât de faptul că trebuie să citiți, ci că pierdeți foarte mult dacă nu o faceți. Îmi mulțumesc foarte mult pentru primirea foarte generoasă pe care, pe care, de care m-am bucurat. De altfel, faptul că primesc o revistă școlară pentru mine nu este, nu este doar un gest de protocol. Am fost, când eram de vârsta voastră, redactor șef al unei reviste școlare. Așa a început, de fapt, dacă am o carieră culturală sau intelectuală, așa a început ea. Desigur, cu olimpiadele, dar și cu o astfel de experiență care Dr. Șefar, al revistei liceului la care am, pe care l-am absolvit și pe care o să-l vizitez într-o conferință similară în acest proiect peste două zile. Pentru că de aici plec la Cluj-Napoca și de acolo în orășelul Dej. Deci vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că dați și o dimensiune cumva să zicem afectivă aceste întâlniri și nu doar rece, sobră intelectuală. De partea intelectuală știm să ne ocupăm și fiind adesea la catedră știm cum să Dăm acel accent sau să punem acel accent sau caracter cumva distant și foarte impersonal, pe care trebuie să-l aibă unor actul educativ. În măsura în care el trebuie să formeze indivizi și gravi, și serioși, și uh, asumați din punct de vedere intelectual sau cultural. Ei bine, într-adevăr, vin de la Muzeul Național al Literaturii Române, dar nu vin doar în calitate de cercetător științific la Muzeul Literaturii Române și a fost cumva o binecuvântată întâmplare că m-am întâlnit cu directorii și cu profesorii școlii voastre și cu colegii voștri în urmă cu câteva luni, pentru că eu ghidând acolo doar ocazional, i-am întâlnit și ne-am cunoscut, pe domnul director îl cunoșteam de mai de mult datorită activității domniei sale, intelectuale, culturale, datorită cărților pe care le-a publicat, dar iată că, demarând acest proiect și având deja legătura cu profesorii voștri, am dorit să nu ratez întâlnirea cu liceul vostru. Am dorit să vin să vă vorbesc și vouă despre lectură, tocmai pentru că nu mi s-a părut întâmplătoare acea întâlnire de la Muzeul Literaturii Române. Această instituție nu este, nu o să fac prezentarea, instituției, fiindcă nu promovez această instituție, ci promovez lectura. Și nu mie, mi-e dedicată întâlnirea, ci lecturii. Și dacă e lecturii, prin urmare cărții și cărții Deci Culturii. Uh, această instituție nu este, o să vă rog să mă scuzați dacă o să vă solicit privirile, uh, eu am fost și profesor și predam plimbându-mă, uh, este un fel de a peripatetiza. Știți că ați auzit probabil de acea școală filozofică din antichitate a peripateticienilor care gândeau în timp ce corpul lor era într-o anumită dinamică, adică se înscria nu, natural în peisaj, într-un orizont. Ei bine, instituția pe care eu o reprezint la voi și în celelalte licee în care o să merg nu este atât o instituție, doar o instituție de patrimonializare. În mod curent, un muzeu arhivează, conservă și expune obiecte considerate relevante. Muzeele în ultimele decenii, în Occident și deja și la noi, sau și la noi muzeele care sunt în pas cu noile viziuni de muzeologie și muzeografie, sunt instituții dinamice devin adevărate institute sau instituții de cultură, care promovează în spațiul public, în societate. Merg la întâlnirea cu, oribile dictul, consumatorul de cultură. Nu așteaptă ca el să vină în uh, sediu. Acesta e și motivul pentru care eu mă aflu de altfel astăzi altundeva decât uh, la sediu, pe calea griviței din București. Uh, și anume, ideea este să Inspirăm lumea, să inspirăm oamenii în direcția aceasta a apropierii de cultură. Nu știu dacă voi cunoașteți etimologia termenului mus, muzeu, a noțiunii de muzeu. Ar vine din greaca veche, de la muze, muzaion, musaion. Musaionul este de fapt instituția, este de fapt locul în care locuiesc muzele. Din urmare, muzeul este un loc care trebuie să inspire. Nu știu dacă știți din mitologia greacă, în măsura în care se studiază la școală sau vă pasionează, Um, dacă știți um, care este mama muzelor în mitologia greacă, că și amintește cineva. Nu este o lecție de evaluare acum nici într-un caz, dar um, vreau să vă spun, să subliniez de fapt, acest aspect și anume că muzele sunt ficele memoriei. Nemosiune este mama muzelor. Artele cu alte cuvinte. Când spun arte, mă refer la toate tipurile de arte, nu doar la arta, al, arta literară. Artele au această ambiție, au acest scop, au această sarcină și anume de a conserva memoria. Ori muzeul care este patronat de muze și care muze sunt însoțitoare ale musagetului, adică ale lui Apollo, zeul rațiunii, zeul luminii, muzeul prin urmare are un astfel de scop, are o astfel de misiune mai profundă decât misiunea strict instituțională, birocratică, administrativă, etc. Și anume de a inspira, de a purta muzele cu el acolo unde reușește să ajungă. Eu sper să vă inspiră astăzi în această direcție a apropierii de carte, sunt convins că deja cei mai mulți dintre voi aveți o destul de bună relație cu cartea. Însă, și este, aceasta este una dintre premizele acestui proiect, al cărui coordonator sunt, se constată în ultimele decenii în Occident, după 68, poate ați auzit de Revoluția 68-istă, când pe zidurile Sorbonei, una dintre cele mai de prestigiu universități din Europa, se scria la vie et aier, viața este în altă parte viața este altundeva. Adică viața nici într-un caz nu este într-o instituție de cultură. Occidentul s-a cam înșelat atunci și astăzi se resimt consecințele acelui tip de mentalitate. Mentalitate pe care o resimțim și noi. Profesorii, nu doar cei din preuniversitar, ci și cei din mediul universitar, constată deja de foarte mult timp această relație tot mai problematică a tinerilor, tinerelor generații cu cartea. Și este premiza de la care pleacă acest proiect. Și anume că trebuie să suplinim, trebuie să, trebuie să uh, depunem eforturi noi, cei care pretindem că avem uh, o activitate și poate chiar o vocație culturală și intelectuală, pentru ca tinerele generații să se repoziționeze în raport cu cartea. Când spun carte și când spun lectură în spațiul acestei întâlniri, nu mă refer doar la lectură literară, nu mă refer doar la beletristică. Este vorba de orice tip de carte. Vă las pe voi să vă întrebați dacă în următoarea situație pe care o să vă prezint putem să găsim o evoluție sau o involuție a societății românești sau a culturii românești. De la scrieți băieți, nu mai scrieți, iată că ajungem la dictonul citiți băieți și fete, nu mai citiți. E o evoluție sau nu? Rămâne de văzut. Sigur că vorbindu-vă despre aceste lucruri, simt pe undeva că e posibil să fiu redundant. Repet, privindu-vă, am o minimă experiență de profesor, simt că unii dintre voi aveți, aveți o relație necesară, pozitivă cu cartea. Asta însă nu, nu face, cred eu, inutilă o reflexie ca cea pe care vă propun astăzi, cu privire la de ce este necesar ce, să citim, cu privire la această întrebare. De altfel, cred că misiunea profesorului, și uh, am funcționat în felul acesta trei ani ca profesor în preuniversitar, misiunea profesorului este aceea de a ajuta pe tineri, și, și în profesorii, e și misiunea profesorilor din mediul universitar, să își autoadreseze și să-și formuleze corect această întrebare. Care este relația mea cu cultura? Cu cultura în care m-am născut, respectiv cu... Cultura, cu contextul mai general cultural în care s-a dezvoltat această cultură. Respectiv, cred că este sarcina unui om de cultură și a unui intelectual să l determine, să-i determine pe tineri să, să caute cu uh, destul de mult curaj răspunsul care nu e subînțeles, dar care nu e nici inexistent, la întrebarea de ce m-aș uh, considera un individ cultural sau de ce aș vrea să devin un individ cultural. V-am spus că am fost și profesor, țin la această parte din biografia mea publică. Am predat, am fost profesor de limba și literatura română până anul trecut, la București, mai întâi la Colegiul German Goethe, unde am fost și diriginte, iar apoi la Colegiul Național Mihai Viteazu. Prin urmare, vin la întâlnirea cu voi și în această calitate, într-o altă lume posibilă, ne puteam vedea de la catedră și din bănci. Deci. Aș dori să vă simțiți cumva ca la o oră de limba și literatura română, în sensul ideal al acestui termen. Pentru mine, toate orele de limba și literatura română erau, de fapt, ore de cultură. Și așa le-am tratat chiar dacă trebuia să îmi, să satisfac și niște exigențe mai sobre. Trebuia să dau note și le-am dat foarte serios, respectiv să fiu cât se poate de atent la pregătirea elevilor mei în vederea examenelor, etc. În urmă cu două milenii. A, aproape două milenii, în jurul anului 400, a fost concepută o carte, nu putem spune publicată pentru epoca respectivă, care a marcat destinul culturii europene. Este vorba de Confesiunile Fericitului Augustin. O figură ilustră a bisericii catolice, a bisericii occidentale, dar de fapt a creștinismului, în general, filozof, mare intelectual al Antichității Târzii. Confe în Confesiunile Fericitului Augustin puteți întâlni a, o întâmplare pe care el o relatează care poate stârni perplexitatea. Fericitul Augustin își amintește că, în urmă cu niște ani, împreună cu tinerii lui colegi, l-au surprins pe profesorul lor, pe Ambrozie de Mediolanum, un mare episcop al Milanului, altă mare figură a creștinismului primar, citind în gând. El nu oferă nicio explicație pentru mirarea de a descoperi o astfel de practică a lecturii. În orice ediție bună a Confesiunilor fericitului Augustin, există o notă de subsol la acest pasaj, notă de subsol care explică de unde această mirare. Practica antica lecturii presupunea lectura cu vocetare, nici de cum în gând. Nu intrăm în detalii, de ce fericit, de ce Ambrozie de Mediolanum, Ambrogio, uh, citea cu voce tare, în gând, însă vreau să vă spun că de atunci a rămas emblematică această imagine a lecturii ca activitate interioară, a lecturii ca activitate spirituală, nu a lecturii ca procesare exterioară, nu a lecturii ca performare exterioară a unei, unui traseu al gândirii, ci a lecturii ca un itinerar interior. Uh, și de aici aș vrea să plec uh, în uh, mica mea captați o benevolenție prin care doresc să vă uh, aduc uh, într-o ipostază de uh, interogativitate. Să ne întrebăm împreună de ce trebuie să citim? Eu am mai multe argumente, nu o să apuc să vi le spun pe toate, așa cum niciodată nu am apucat să spun tot ceea ce aveam de zis în niciun fel de situație, în niciun fel de context, nici la Olimpiade, nici la ore când eram elev, nici când am fost profesor. Um, nu o să le spun pe toate 20, dar pe cele pe care o să vi le spun um, o să le formulez în așa manieră încât să, încât să vă convingă. În orice caz, ceea ce nu o să fac astăzi, pentru că trebuie să-mi definesc și negativ proiectul, este că, unul Nu o să vă moralizez, nu o să vă țin morală, nu o să vă critic că nu citiți, probabil unii dintre voi citiți și nu ați merita să participați la o critică așa colectivă, și nu o să vă dau sfaturi. Sper să reușesc să nu vă dau sfaturi. Eu vin cu o mărturie în fața voastră, nu vin cu uh, uh, recomandări de viață fericită. De altfel, nici nu prea cred în literatura motivațională. Primul argument pentru care trebuie să citești, pentru care eu consider că este fundamental să citești, uh, lectura îți cultivă o forma mentis. Sper că nu v-ați așteptat, așteptat la argumente sentimentale sau patetice. Există și acelea, nu uh, intră în atenția mea, de genul ce, frumoasă e, ce frumos este contactul cu o pagină tipărită, mirosul, nu, sigur. Dar nu știu dacă în generația voastră, care este mult mai atașată de tehnică, funcționează astfel de argumente. Eu mă îndoiesc. Nici pentru mine nu funcționează foarte mult. Și atunci, având și convingerea că vorbesc în fața unui public de un nivel intelectual peste medie, îmi permit să formulez argumente serioase. De altfel, de seriozitate cam ducem lipsă în societatea în care trăim. Formamentis. Ce înseamnă formamentis? Formamentis este o formă a gândirii. La psihologie, cei care sunteți în clasa 10 -a sau care ați uh, depășit clasa 10, ați învățat ceva despre, despre operațiile gândirii. Analiză, comparație, sinteză, etc. Part generalizare, part concretizare, abstractizare și așa mai departe. Cei care veți merge la psihologie, la facultate, o să le dezvoltați. Aceste uh, procese fundamentale ale gândirii reprezintă modalitățile de exercițiu rațional, prin care noi ne deosebim, în principiu, de regnul animal. De aceea, cultura este ridicarea din zoologie, Lectu după o definiție dată de Hegel în secolul al XIX-lea. Lectura propune și, de fapt, provoacă exersarea tuturor acestor operații ale gândirii, după cum le numesc psihologii. Unde altundeva verifici și exersezi aceste și cultive aceste operații ale gândirii. Desigur, în fiecare context în care ești solicitat să gândești, să raționezi, nu însă într-o măsură atât de pregnantă ca în lectură. Și, din nou, fac această mențiune, nu e vorba doar de lectura beletristică. Lectura beletristică, însă, prin excelență. În urmă cu trei, cu trei secole, s-a purtat o polemică în filozofie privitoare la existența sau inexistența unor categorii universale ale gândirii. Cu alte cuvinte, un negru gândește la fel ca un alb, un primitiv gândește la fel ca un om modern, în sensul că are aceleași funcții fundamentale, chiar dacă nu la fel de dezvoltate, chiar dacă nu la fel de mature englezii, care sunt mai empiriști, care sunt mai bazați pe experiență, se vede în destinul lor european actual, că sunt foarte pragmatici, englezii au oferit prin John Luke un răspuns. Nimic nu este în intelect care să nu fi fost mai întâi în simțuri. Senzualism. De altfel, senzualismul e numele, denumirea, eticheta filozofică a, acestei, a acestui principiu. Nimic nu a fost în intelect care să nu fi trecut mai întâi prin simțuri. Nemții au oferit un răspuns acestei idei un secol mai târziu prin Leibniz. Leibniz, nemții sunt mai metafizici, mai spirituali, mai gravi, mai serioși, mai asumați, mai contemplativi. Leibniz a spus, da, nimic nu a ajuns în intelect care să nu fi trecut mai întâi prin simțuri, cu excepție intelectului însuși. Sunt și mai subtili, cu alte cuvinte. Putem să, mutatis mutandis, să ne referim în același fel la rațiune. Da, nimic nu ajunge în rațiune înaintea experienței, cu excepția rațiunii. Rațiunea e deja acolo. Pe aceea acum o cultivi? Ei, bine, revin la operațiile gândirii. Lectura cultivă toate acestea și exersează și te obligă să-ți exersezi aceste operații ale gândirii. Adică să nu fii efectiv, alt englez, e termenul folosit preferat de un alt englez, o tabula rasa în momentul în care tu devii pacient al realității. Exe experimentezi realitatea și tu ești doar o tablă pe care realitatea își va scrie propriile date. Nu vi se pare că e cam puțin? Mie mi se pare că da și nu doar mie. Este o întreagă tradiție de gândire care crede că nu este suficient, că tu trebuie să colaborezi cu realitatea, dându-i sens și semnificație. Și tu ești cel care oferă semnificație realității. Nu realitatea este cea care îți oferă ție semnificație, fiindcă asta ar însemna că tu nu ești decât, până la capătul vieții, care nu e oricum prea lungă, nu ești decât un pacient și nu un agent al realității. Adică viața ta nu a fost un proiect personal. Lectura contribuie la situația inversă. Și anume, aceea, ca prin exersarea facultăților gândirii și chiar a performarea lor, ajungerea la performanța acestora, să devii un colaborator, un partener și poate chiar un coordonator al realității. Dacă îmi permiți, o să mă folosesc puțin de banca ta. Alt argument în favoarea lecturii, performanța discursivă. Până în secolul al XIX-lea, puterea însemna să ai ce? Să deții ce? Până în secolul al XIX-lea. Vă gândiți la aristocrație. Pământ bunuri funciare, să fii posesor de latifundii. În secolul al XIX-lea, datorită excedentului, datorită faptului că moneda, lichiditatea, se înmulțește, banul este cel care îți dă putere. În secolul al XX-lea, datorită apariției mijloacelor de comunicare în masă, informația. Iar în secolul al XXI-lea, discursul imaginea, dar imaginea e tot un tip de discurs. Cei care o să merge, o să urmați o facultate de profil de istorie arte, de pildă de istoria și teoria artei, o să aflați astfel de lucruri privitoare la faptul că imaginea funcționează ca discursul verbal. E discurs în aceeași măsură atât că e un discurs vizual. Cine deține discursul în secolul nostru are putere. Cu alte cuvinte, acesta este un argument pragmatic în, în susținerea lecturii. Lectura oferă și șanse de inserție în societate, foarte mari, foarte ridicate. Um, în mă, măsura în care discursul, deci acest lucru este valabil, în măsura în care discursul este manipulare. Și discursul este manipulare. Dar manipularea are și un aspect negativ și un aspect pozitiv. Profesorii, atunci când folosesc nota pentru a motiva elevii, manipulează, dar o fac într-un sens pozitiv. Psihologii, atunci când aplică strategii psihologice pentru a vindeca depresivul care îi vine în față, desigur că manipulează, dar manipulează într-un sens pozitiv. Eu, prin urmare, eu nu vreau să vă ofer instrumente, arme atomice, ca voi să deveniți niște manipulanți, în sens negativ. Dar este, este subînțeles faptul că dacă nu veți ști manipula realitatea și în secolul nostru ea se manipulează prin discurs, vă va manipula ea pe voi. Prin urmare, lectura îți oferă capacitate discursivă și discursul este fundamental la aptitudine de care ai nevoie la întâlnirea cu ceilalți. Performând mii de pagini, practic tu te impregnezi de stilul discursiv al acelor autori. Păi, să mă scuzați, experiența majoră în plan de discurs, în cultura umană, au oferit-o cine? Scritorii. Ei sunt cei care performează din punctul de vedere al discursului. Îngemânat cu acesta, un alt argument. Și anume agentivitatea. Faceți limbă agency din engleză. Agentivitatea presupune capacitatea de a fi agent și nu pacient. De a nu suporta doar, ci de a-și activa asupra altora. Uh, agentivitatea, de fapt, presupune capacitatea ta de prezență in, uh, influentă în raport cu ceilalți. Cei din clasa nouă, studiați chiar săptămânile acestea. Cei care ați terminat clasa nouă, a studiat funcțiile limbajului. Roman Jacobson, poate ați auzit de acest important lingvist de secol 20. a fost și prin România în 1959, a ținut un discurs aici. Expresivitate, funcția expresivă, conativă, referențială, metalingvistică, etc. Cea care mă interesează acum este funcția conativă. Funcția conativă sau funcție de apel este funcția prin intermediul căreia folosești limbajul pentru a determina interlocutorul să facă ceva. Du-te după pâine. Este un exemplu foarte banal, dar foarte elocvent sper că nu sunt uh, pleonastic, orice exemplu în principiu ar trebui să fie locvent. Um, funcția conativă a limbajului însă nu se realizează uh, într-o manieră uh, comodă, confortabilă. Afirmația dută după pâine nu e foarte convingătoare. Dacă pe lângă funcția conativă eu adaug și funcția, să zicem, emotivă, Funcția emotivă presupune exprimarea propriei sensibilități. Știi, eu sunt foarte obosit. Te rog, du-te-tu după pâine. Lucrurile se modifică. Dar dacă mai adaug și o altă funcție, pe lângă aceasta, să zicem funcția, uh, funcția referențială. Avem nevoie de două pâini, nu du-te după pâine. Avem nevoie de două pâini, iar eu sunt foarte obosit. Te rog, du-te-tu după ele. Iată cum se rafinează discursul, iată cum se rafinează limbajul și iată cum este foarte probabil că nu vei fi refuzat. Literatura, lectura uh, îți oferă aceste instrumente discursive și anume de a ști să te inserezi în realitate discursiv într-o manieră subtilă, nu doar eficientă. Este eficient dacă ai putere să spui stai jos, doi. E foarte eficient. Dar dacă ai și inteligență, dacă ai și subtilitate, o să ai modalități mult mai convingătoare de a face pe celălalt să înțeleagă că pe o ierarhie valorică de la 1 la 10, astăzi se află acolo. Și îți va mulțumi întotdeauna că ai pus în față o oglindă în momentul în care avea nevoie de ea. Sau veți fi părinți, sau sunteți deja copii, veți ști cum să solicitați celorla, celor mai mici, când veți avea putere ca părinți, cum să le solicitați să facă ceva pentru voi, în așa fel încât să nu-i frustrați. Asta nu înseamnă că veți merge acasă acum și veți spune, știți, funcția, te rog, un pic de funcție emotivă aici. Al limbajului este vorba de faptul că lectura te aduce la o astfel de performanță. Că lectura îți oferă natural, nu teoretic, în mod practic, capacitatea aceasta, inteligența, aceasta, subtilitatea aceasta discursivă. Wittgenstein, un filozof de secol 20, nu trebuie să țineți minte aceste nume neapărat, dar vi le spun ca să vedeți că au gândit și alții aceste lucruri. Adică să nu mă considerați extrem de original. Wittgenstein spunea, și este o concluzie aceasta, nu este o figură de stil, Granițele lumii mele sunt granițele limbajului meu. Nu știu dacă voi simțiți gravitatea acestei afirmații. Și o spune unul dintre filozofii care au contribuit decisiv la turnura anumită lingvistică a filozofiei. În secolul, nu ne mai ocupăm de adevăr, de ființă, de marile probleme în filozofie în secolul 20, ci de limbaj, de problema limbajului. Este limbajul conectat direct la gândire? Adică exprimă limbajul în mod fidel gândirea? De asta a fost marea problema filozofilor de secolul 20. Și concluzia lui Wittgenstein, care a dat un tratat fundamental în această direcție, este că, citesc granițele lumii mele sunt granițele limbajului meu. Întrebați-vă cât de largi sunt granițele lumii voastre. Până unde merg? În al patrulea argument îl reprezintă, din nou pragmatic, alfabetizarea socială. Nu vă imaginați că societatea este o rețea lisă, o rețea netă. De uh, sau netedă, uh, de realități mai mult sau mai puțin uh, fluctuante. Uh, societatea sau realitatea socială este un labirint. Necunoașterea acestui labirint aduce, foarte simplu spus, suferință, decepție și suferință. Mai devreme sau mai târziu, ești trădat, mai devreme sau mai târziu, suferi din cauza aceasta sau te simți nedreptățit și așa mai departe. Uh, lectura. Aici e adevărat mai ales a romanelor și mai ales a unui, anumit tip de romane, romanele realiste, Balzac, de pildă, îți oferă un alfabet social. Pentru că ceilalți, întâlnirea cu ceilalți, nu presupune doar limbajul tău, ci și limbajul lor. Iar limbajul lor, țineți minte, asta e foarte important: limbajul lor nu este doar limbaj verbal, este și limbajul corporal, este și limbajul comportamental. În măsura în care tu nu cunoști limbajul comportamental al celorlalți, sintaxa lor comportamentală, știți, limba e organizată în morfologie și sintaxă. Dacă nu cunoști acest alfabet social, inserția ta socială este deficitară. Ți se pare că ai uh, o multitudine de instrumente de prezență eficientă în societate, dar în realitate vei fi un perdant. Vei avea vocație de victimă. Nu e vorba aici de spiritul de sacrificiu pe care trebuie să-l avem, o să discutăm în îndată. E vorba de a refuza acest statut de victimă a unei rețele sociale, oricum greu de descifrat. Vă imaginați cât de imposibil de descifrat este aceasta în uh, situația în care nu ai uh, alfabetul ei, măcar alfabetul ei. Acest alfabet vi-l oferă cărțile. Imaginați-vă, de exemplu, Comedia umană a lui Balzac. Citești câteva mii de pagini despre ceea ce înseamnă Total, nu totalitatea, dar o mare majoritate a uh, modului de a exista social al celorlalți. Faceți filozofie în clasa 12. -a. Omul este o ființă socială, zon politicon. Uh, politicon vine de la politeia, de la cetate, de la polis. Politeia e de fapt ceea ce noi numim politeții acum, uh, facultatea de a fi în stare să trăiești în cetate. Uh, zon politicon, om care trăiește social, nu în izolare. Nu vorbim despre cazurile excepționale ale genilor și sfinților și călugărilor. Acum ne referim la media societății umane și animale, în mare parte. Zon politicon înseamnă că are, are chemare socială, dar presupune și că performează social. Altfel, mai devreme sau mai târziu, societatea care e foarte pragmatică, ce trebuie să facă? Dacă ești un corp străin, inadaptat, trebuie să te elimine. Fiindcă societatea, precum orice organism, are anticorpi. Un alt argument în favoarea lecturii provine din psihologie. Și mai exact din o direcție foarte, dintr-o doctrină psihologică de secol, de secol 20, recentă de altfel, e vorba de un important psiholog, Howard Gardner, care în anii 80, tânăr psiholog pe atunci, în anii 90 a scris cartea, a avut un fel de revelație. Și cred că o să mă înțelegeți unii dintre voi. Sunt și clase de socio sau de filologie? What? Nu. Cu atât mai mult. O să vă dărâm un mit. O să-l deconstruiesc sau o să încerc să îl relativizez. Nu o să o fac agresiv, nu vă speriați. Um, nu de aceea am citit atâția ani ca să devin un individ agresiv. Am metode mult mai subtile pe care lectura mi le-a dat. Și anume, el a constatat că în întâlnirea, întâlnirile uh, concrete din viața lui, a întâlnit oameni extrem de inteligenți, extrem de pildă de eficienți din punct de vedere social, Oameni care relaționau foarte bine grupurile, dar care nu aveau o inteligență logică-matematică prea dezvoltată. Care, în fața unor probleme modeste de logică sau matematică, adică de abstractizare, nu performau deloc, dar care păreau genial, de pildă, din punctul de vedere al desenului. al desenului. Deveneau pictori geniali. Uh, și el s-a întrebat dacă acești oameni performează într-o disciplină sau într-o arie de manifestare culturală, dar sunt cu totul incompetenți în, de pildă, această arie tehno-științifică sau algoritmică, matematică, logico-matematică. Uh, ei sunt inteligenți sau nu? Nu cumva, mit, nu cumva, ideea că inteligența presupune capacitate de abstractizare foarte ridicată este un mit? Și a plecat de aici în cercetările lui și a ajuns la teoria inteligențelor multiple, despre care poate ați mai auzit. Și anume că există o multitudine de tipuri de inteligențe. Există inteligența logico-matematică, fără îndoială, bazată pe algoritm. Dar există și inteligența, vi le spun pe toate, vizuală spațială a pictorilor pe care deja am menționat, sau a geografilor, de pildă, a celor care se orientează foarte bine în spațiu, a designerilor, etc. Există inteligență kinestezică sau corporală. Permiteți-mi aici un exemplu vulgar, vulgar în sensul de popular, de la, nu, deci vulg, popor, nu în alt sens. Din nou, nu ne lasă lectura. Um, nu odată, când eram de vârsta voastră, aveam o mare prejudecată față de sportivi. Cum poate mulți din de la Real au prejudecată față de cei de la Filo. Să faci liceul la Filo e cam simplu. Uh, și aia de la Filo sunt, iertați-mă, cam proști. Nu știu e prea mult. Nu să faci fizică, să faci mate, să faci chimie, să... Asta lucruri serios. Să faci informatică, să știi, limbaj de programare. Asta e esențial. Și asta că răsfăiești cărți, că știi cu Balzac, cu Prust, uh, care e aici uh, aspectul atât de interesant? Eh. Uh, Exemplul meu vine din experiența personală și dintr-o preconcepție pe care am avut-o față de sportivi. sportiv. Bun. Pălăria jos, frumos, fac bani, excelent. Dar nu mă impresionează. Pe măsură ce au trecut ani, uh, o văzând, urmărind, nu accidental, pentru că nu am o pasiune în această direcție, tot felul de clipuri pe internet cu sportivi care performează, am început această revelație a mea cu gimnastica și a continuat apoi cu fotbalul, mi-am spus că aici trebuie să fie ceva. Și când m-am întâlnit cu teoria lui Howard Gardner, am înțeles de fapt ce observasem. Adevărul este, și aici este exemplul cam vulgar, că atunci când îl vezi în, unele, în fazele lui geniale, excepționale pe Messi, ai sentimentul că acel individ depășește media tuturor jucătorilor buni de fotbal. Adică ai sentimentul că acolo e ceva genial ai sentimentul că le performează așa cum nimeni nu poate să facă. Explicația e științifică. Cei care faceți fizică foarte bine o să înțelegeți. El face, omul acela are aptitudinea de a face niște calcule atât de rapide. În situații critice, ați fost pe un stadion, știți ce atmosferă este acolo. În situații absolut critice, calcule care au legătură cu forța cu care trebuie să lovească mingea, cu direcția labei piciorului care lovește într-un anumit unghi acea minge pentru ca să o direcționeze, cu efectele pe care trebuie să le dea, etc. Cu alte cuvinte, un fizician poate să deseneze ecuația calculului pe care el îl face spontan. Încât avem toate motivele să credem că există inteligență, cum spune Howard Gardner, kinestezică, corporală. Uitați-vă și la gimnaști. Mergem mai departe. Un alt tip de inteligență muzicală sau ritmică. Balerinii sau, ca să rămânem în zona sportului, sau compozitorii cântăreții de excepție. Toți am trăit, eu am absolvit și o facultate de teologie, teologie ortodoxă, am predat și istoria religiilor. Uh, vreau să vă zic că cel mai greu examen în cei patru ani de facultate a fost la muzică. N-am cântat niciodată pe text. Nu era cu Doamne miluiește. La Cluj-Napoca, cel puțin, muzica era cu descifrare de partitură. Adică știai sau nu știai muzică. Și nu erau simple. Să vedeți cum arată partitura unui Irmos. Sau mai bine să nu vedeți. Um, erau colegi și sunt oameni care performează, care nu învățau aproape deloc. Dar care aveau o lectură atât de fidelă a, a măsurii și a modului în care trebuie să o reprezinte acustic, dintre sunete, a distanței dintre sunete, încât trebuie să acceptăm că acolo există o inteligență nativă, chiar dacă nu e logico-matematică. E adevărat, compozitorii trebuie să aibă și dirijorii și inteligență logico-matematică, pentru că acolo, până la urmă, sunt niște calcule. Însă, cei care performează, știți cazul lui Pavarotti, care era semi-alfabetizat muzical și care performa din punct de vedere muzical. Deci există și o astfel de inteligență. Inteligența apoi intrapersonală. Oamenii care au o lectură de sine dusă la altitudine. Oameni capabili de introspecții de cea mai fină calitate. Citiți o pagină din Marcel Prust și o să înțelegeți la ce mă refer. Sau citiți o pagină din, nu neapărat din literatura română, o pagină de jurnal serioasă. De pildă, jurnalul lui Mircea Eliade, pe care uh, eu îl prețuiesc foarte mult. Și o să înțelegeți ce înseamnă această aptitudine. Scrieți voi un jurnal. Țineți jurnal trebuie să vă puneți o oglindă în fața propriei persoane. Să vedeți cât de simplu este sau dificil să te citești pe tine însuți. Să te lecturezi așa cum ai lectura o carte. Sunt oameni care performează în această lectură de sine. Devin de obicei psihologi. Legată, relaționată acestui, acestui tip de inteligență intrapersonală, e inteligența interpersonală. Cei care mediază, aveți în grup colegi care mediază foarte bine conflictele. Oameni care se împacă bine cu toată lumea fără să fie neapărat fals. Există și situația aceea. Dar fără să fie fals, reușesc, au această aptitudine nativă de a empatiza cu ceilalți și de a înțelege foarte bine relațiile sociale. Aceasta este o inteligență nativă, e greu de cultivat. Vă spun pentru că eu nu o dețin neapărat. A trebuit să depun eforturi, să fiu mai atent la ce se întâmplă în jur, pentru că eu sunt mai degrabă cu cealaltă inteligență intrapersonală. Uh, însă e fundamentală pentru existența socială, inteligența interpersonală. Și în fine ajungem, inteligența naturalistă, a biologilor, a geografilor, a celor care, a cercetașilor, a celor care au un fel de relație cu natura nativ performantă și în fine, ca să uh, mă grăbesc puțin, inteligența lingvistică, inteligența comunicativă sau discursivă. E, aceste inteligențe se cultivă, performanța o fac scritorii, cum vă cultivați inteligența lingvistică, fiindcă am decis, în urmă cu câteva minute, că trăim într-o societate bazată pe discurs. Prin lectură. Competența interpretativă. Realitatea, deja am convenit asta, realitatea nu este deloc transparentă. Sunteți aruncați, efectiv, fără un aparat de supraviețuire, în mijlocul celorlalți la patru anișor, la cinci anișor când mergeți la grădiniță. Sigur că acolo obligația de a interpreta este foarte, foarte scăzută. Pe măsură ce trec ani, trebuie să interpretezi fenomene sau comportamente sau limbaje tot mai complicate și tot mai camuflate. Cu alte cuvinte, trebuie să ai o aptitudine corespunzătoare de decifrări. Asta se numește hermeneutică în filozofie și în studiile literare. Hermes, știți, zeul grec Pat, care era patronul comerțului, patronul hoților în același timp, dar totodată mesagerul zeilor. Dacă citiți Iliada, o să vedeți că zei nu comunică în limbaj uman, că, altfel spus, este nevoie de un interpret. De aceea, deja de la Aristotel, avem despre interpretare, adică peri hermeneutiche, arta lui Hermes, aceea de a descifra limbajul zeilor. Adică, și aici e, e concluzia pentru acest argument, devii stăpân Controlezi alinelelor, vorba aceea. Controlezi limbajul zeilor dacă ești în stare să interpretezi. Nu vă imaginați că este uh, facil. Vă dau un exemplu. Din Cezare Paveze, un poet care mi-e uh, foarte apropiat intelectual și afectiv. Va veni moartea și va avea ochii tăi. Așa începe un poem al lui Cezare Paveze. E necesară interpretarea. Pentru că realitatea aceasta, acestui discurs are mai multe dimensiuni. Are sens. Care este sensul? Că vine o ființă, o entitate care are ochii persoanei căreia îi se adresează acel, cum învățați voi, monolog liric adresat. Ăsta e sensul. Nu e greu să pătrunzi acest sens, fiindcă știi limba română. Va veni moartea și va avea exact ochii tăi, literalmente. Sensul. Dar care e semnificația? Vă imaginați că nu se referea la această interpretare literală poetul. Vă las pe voi să vă gândiți care este. Am o sugestie, am mai multe, întotdeauna am sugestii, deci nu mi-e greu să vă ofer. Poate că moartea să vină și până și ea va avea ochii tăi. Iubirea mea merge până acolo. Încât, până și moartea va fi, de fapt, o ipostază a ta, ar fi frumoasă această semnificație a poemului. Sau, din potrivă, poate că e mai degrabă aici o experiență traumatică. Eu simt proximitatea morții mele și ea are privirea ta, așa cum meduza când te privea, te îngheța. Adică tu ești cauza acestei morți, sufletești, nu neapărat fizice. Oricare ar fi interpretarea, cert este că ai nevoie de, de hermeneutică. Oricare ar fi semnificația, ai nevoie de arta interpretării. Gândiți-vă că faceți acest exercițiu de interpretare ani de zile. Limbajul celorlalți care nu e chiar atât de ambigu, devine aproape transparent. Înțelegi foarte repede ceea ce au ei de spus. Înțelegi foarte repede și ce nu vor ei să spună sau și ceea ce se tem ei să spună sau și ceea ce n-au curaj să-și recunoască lor înșile. Dacă ai exersată această competență. Pentru că, prin excelență, literatura presupune metaforism. Ca să ne apropiem de ultimele două, trei argumente. Constituirea personalității pe valori. Sigur, se face abuz de această noțiune, valoare. Și în științe avem valori, dar acolo cu sensul de parametri Însă, auziți în spațiu public și mai ales profesorii care se lamentează pe bună dreptate, nu mai există valori. Sau intelectuali care apar la televizor și nu numai intelectuali, sau falsi intelectuali, care deplâng distrugerea unei ierarhii a valorilor. Eu nu sunt foarte pesimist din acest punct de vedere. Pentru că eu știu din studiile de axiologie, se numește compartimentul din filozofie care se opă cu, cu valorile. Axiologie. Valorile sunt, dacă sunt valori cu adevărat, ele sunt perene. Demnitatea, cine poate să distrugă demnitatea? Un politician? Nu îi putem da un asemenea rang, o asemenea importanță, dar n-are o asemenea capacitate de a distruge o valoare. Valorile sunt niște achiziții ale speciei noastre, atât de vechi și atât de profund înrădăcinate în filogeneza noastră culturală, încât ele nu pot fi destructurate. Ține de noi, de fiecare, să ni le asumăm. Încă e abstract argumentul. Constantin Noica făcea o distinție între bunuri și valori. Și spunea, bunurile sunt uh, acele uh, valori care se, care se distribuie și se epuizează. De exemplu, mâncarea e o valoare, desigur, fundamentală a de supraviețuirii, dar dacă se distribuie, se termină. De aceea, socialismul, în direcția cea mai radicală, comunismul, nu va avea succes vreodată, din punct de vedere real. Dar aceasta este o altă discuție. Iluzia că vei putea da la nesfârșit pâine celorlalți. Pâine și circ. Acestea sunt bunurile. Se distribuie și se epuizează. Valorile sunt acele entități care se distribuie și nu se termină niciodată. Dacă eu vă transmit o valoare acum, de exemplu, valoarea culturală, ea rămâne în mine, chiar dacă am împărtășit-o, am distribuit-o, chiar dacă am dat share uh, pentru trei clase de elevi. Acestea sunt valorile. Valoarea are două dimensiuni. Ca eu să valorizez un obiect, el trebuie să aibă în interiorul lui ceva care să mă facă să-mi doresc și să cred că trebuie să-l investesc cu, această, cu, această, cu acest indice de calitate. El trebuie să aibă ceva calitativ în el, dar pe, în, în îndrăgostire se vede cel mai bine asta. Și anume că valorizez ceea ce nu are valoare sau nu are chiar atât cât credeai tu. Freud, îndrăgostirea este act de supraestimare. Când am citit asta, m-am vindecat. Când eram puțin mai mare decât voi, ca să nu mă supraevaluați. Am trecut și eu prin fazele astea. Um, Asta era o paranteză, un exemplu ca pentru vârsta voastră. Deci, supraest, valorizarea presupune că obiectul are în el o calitate, dar valoarea este și sentimentul meu la întâlnirea cu obiectul. Eu, când am văzut la Muzeul de Istorie Arte din Viena, Madonna lui Rafael, deși eu, direcția mea era, era uh, să-l văd pe Leonardo da Vinci la Florența. Dar m-am oprit și la Viena și acolo am avut o revelație. Eu știam acea imagine a lui Rafael, dar de la distanță nu mă impresionase foarte tare. Îmi plăcea, atât. Aveam o delectare. În momentul în care am văzut-o și a fost singura revelație din acel muzeu care e imens, în rest am avut doar apreciere, admirație infinită. Când am văzut-o, brusc, eu am absolvit istoria și teoria artei, nu am răbdare în muzee, nu fac pe snobul, nu, nu vreau să fiu snob, adică nu fac pe interesantul, nu am răbdare în muzee, obosesc, mă plictisesc de multe ori. Vreau să vă spun că am stat 20 de minute în fața acelei imagini, care mi s-a părut, din toate punctele de vedere, revelatoare. Pentru că m-a interpelat ceva din ea, m-a chemat. Era acolo valoarea care mi-a dat mie sentimentul că ea este acolo. Și atunci, constituirea personalității pe valori. Asta presupune faptul că te autoconstruiești ca un individ care poartă valoare și, prin urmare, apt de a recunoaște valori. Nu așteptați să vă. Um, dacă purtați cu voi valori, sau nu așteptați ca atunci când vreți să fie apreciată o valoare, ea să fie apreciată de oameni care nu poartă valori cu ei. Dacă nu înțelegeți această regulă fundamentală din punct de vedere psihologic și spiritual, o să suferiți, o să fiți foarte decepționați în viață. Cei care nu poartă valoarea nu o pot accepta, nici nu o văd de cele mai multe ori, nici nu o percep, nu o realizează. Pentru că nu există o categorie interioară, nu există un fel de tipar interior care să permită această experiență a valorii. Construiți-vă personalitatea pe valori și nu puteți să o faceți decât în măsura în care citiți. Pentru că marea cultură, cultura umană, care este arhivată în cărți, este prin excelență muzeul valorilor. Niciun scriitor nu își propune să scrie opere contravalorice. Oh, cât acces aveți voi la valoare? Vă întrebați? La marile valori sau la valorile fundamentale. Să spunem cuvinte simple. Onoare, Demnitate, spirit de sacrificiu. Mai ajutați-mă. Cinste, muncă, etc., valori. V-ați întrebat care sunt valorile care vreți să vă definească? Sau dacă da, le-ați cultivat în voi? Ați fost dezamăgiți când ați simțit că le-ați ratat? Transpar ele la întâlnirea cu ceilalți. Aceste valori. Dacă nu vi s-a întâmplat asta, încă e firesc, pentru că aveți o vârstă fragedă. Dar să nu credeți că vor veni de la sine aceste valori. În voi. Ele trebuie cultivate și vor fi cultivate prin lectură. Un alt argument uh, îngemănat cu acesta este cel al dezvoltării etice. Un alt psiholog, dar uh, din anii 60, eleva lui... Uh, nu, def nu i-a fost, fost elev. Uh, din anii 60, Kohlberg... Lawrence Kohlberg a uh, observat, a constatat și a formulat o teorie că nu doar gândirea, Jean Piaget, voiam să spun elevului Jean Piaget, că nu doar gândirea se dezvoltă în etape, ci și morala. Și a constatat că există trei etape de dezvoltare a moralei: etapa preconvențională, te tem de pedeapsă, nu faci pentru că Vrei să eviți pedeapsa? Etapa convențională, când ți-ai asumat că societatea funcționează pe bază de reguli. Și că e firesc să le respectăm, fiindcă altfel am uh, trăit într-un haos. Ar fi infernul pe pământ. De altfel, rolul justiției nu este acela de a face paradis pe pământ. Rolul societății, rolul statului nu e acela de a aduce paradisul bunului Dumnezeu pe pământul oamenilor, ci acela de a evita ca acesta să se transforme într-un infern. Nu mi aparține afirmația. Uh, e frecvent în filozofie. Ori, Colbert a observat că a doua etapă este aceasta, morale convenționale, și a observat că majoritatea se oprește aici. Respectă pentru că trebuie să respectăm legile, regulile. Există indivizi care performează moral, și anume care ajung la o etapă postconvențională, care iubesc dreptatea. Oamenii care simt ceva pozitiv în ei atunci când, în ciuda interesului lor, se comportă etic, se comportă moral. Immanuel Kant vorbea despre imperativul categoric și spunea așa trebuie să te comporți încât comportamentul tău să, devii, să, poată deveni lege universală. Bun, aici e sfântul, prin excelență. Să poată deveni lege universală. Dar ar fi bine să ne apropiem de această stare, de această uh, ipostază, de această condiție. Ei bine, unde ajung cu acest argument? Voi sunteți la vârsta dezvoltării maxime, potrivit lui Kohlberg, a dezvoltării maxime din punct de vedere etic. Cum? Faceți asta, că ora de religie este facultativă sau opțională, nu mai știu exact, că oricum orele de religie se desfășoară așa cum se desfășoară, cu adevărat valorile de acolo, etice, din cărți, se, se asimilează. Nu citiți și vă garantez că o să aveți în cel mai bun caz întotdeauna o relație doar cu nivelul convențional al eticii. Adică nu veți fi niște indivizi performanți etic. Și indivizii performanți etic să știți că sunt cei care îi schimbă pe ceilalți în bine. Un alt argument care cred că e relevant, da, autocunoașterea și individuarea. În psihanaliză, individuarea presupune sinteza sinelui. Adică să devii un individ adult interior. Nu, nu vine de la sine nici asta. Individuarea și sinteza sinelui presupun faptul că te-ai asumat după ce ai făcut un ocol prin realitate. Nu te poți asuma fără să-i asumi pe ceilalți. Ocolul prin realitate presupune faptul că ai făcut un detur prin alteritate. Alteritatea sunt toți ceilalți. Pe ceilalți îi vedem mult mai bine decât ne vedem pe noi din simplu motiv că avem perspectivă psihologică. Asupra noastră nu avem perspectivă, fiindcă autoreflectarea e dificilă. Ori, um, pentru a ajunge aici, e necesară parcurgerea unui drum dificil. Gnosii se auton, spuneau grecii. Cred că îi respectați pe greci din punct de vedere intelectual. Nu Au generat filozofia, știința aveți, Tales, Pitagora, etc. În fizică, Arhimede, au generat filozofia, au generat literatura, tragedia greacă, de acolo vine. Geografia, istoria, Strabon, Herodot, etc. În centrul religios al, al lumii grecești, pe frontonul templului din Delfi era rezumată toată doctrina grecilor în șapte dictoane. Primul era cunoaște-te pe tine însuți. Să ne întrebăm de ce grecii au considerat și vedeți diferența din, au considerat acest fapt și vedeți diferența dintre greci și evrei. În decalog prima poruncă este se referă la Dumnezeu. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeu din toată inima ta. Să nu ai alt Dumnezeu în afară de mine. Asta să, să, nu ai alt Dumnezeu în afară de mine. Șema Israel, ascultă Israel. Să fim bineînțeleși. Pe nimeni în afară de mine. Monoteism. Grecii au avut alt comandament fundamental. Cunoaște-te pe tine însuți. Cunoașterea de sine este de fapt mediată, este mediată de cunoașterea celorlalți și pe ceilalți nu puteți, nu aveți timpul necesar biografic de a ajunge să-l cunoști cu adevărat pe un individ, pe mulți indivizi. Pe foarte puțini indivizi cunoaște cunoaștem cu adevărat în viață. Și întâlniri cu adevărat sunt câteva, sunt puține. Doar indivizii care performează psihologic se întâlnesc cu adevărat foarte frecvent cu oamenii, chiar dacă oamenii nu știu asta. Pentru că pătrund îi scanează, străpung suprafața, retorica persoanei lor sau corporală. Întâlnirea însă cu personajele presupune întâlnirea cu psihologiile, fiindcă în 300 de pagini este rezumată o interioritate. Gândiți-vă că nu citiți 300 de pagini, gândiți-vă că citiți uh, mii de pagini, cunoașteți mii de conștiințe și reveniți după aceea la voi înșivă. Abia atunci reușiți să vă asumați. Abia atunci ajungeți la ceea ce psihologia și psihanaliza numesc individuare, adică asumarea de plină și maturizarea interioară. Începe ora următoare. Prin urmare, prin urmare aici uh, se încheie uh, mica mea intervenție care își propune să vă aducă în proximitatea lecturii. Nu, nu fiți dezamăgiți, unii dintre voi, unii dintre voi, că nu am terminat cele 20 de argumente, pentru că nu, nu am doar 20. Am vreo 30 și ele vor face obiectul unui eseu pe care o să-l public. Eseu în sensul unui mici cărți, cândva, anii viitori, de vreo 100-150 de pagini, ca să fie citită repede și să fie convingătoare, percutantă. Și acolo voi o să puteți să reveniți la aceste argumente și să le vedeți pe toate. Până atunci însă, să țineți minte că ceea ce uh, mi-am dorit a fost să vă provoc să meditați puțin asupra stării sufletelor voastre pentru că vă sunteți voi înși vă proiectul cel mai important al vostru și, uh, și cu asta se, e un ultim argument dar care de fapt le rezumă pe toate nu uitați că ceea ce vă oferă până la urmă experiența livrescă experiența cu multitudinea de cărți pe care le citiți este un suflet frumos. Oricât de banal sună acest adjectiv. Este un suflet frumos. În limba greacă, știți, frumusețea este cosmos. Grecii nu aveau o noțiune pentru univers. Cosmosul era frumusețea, pentru că era ordinea. Sufletul frumos este sufletul organizat, nu haosul interior, iraționalitatea. Sufletul organizat. Romanii, latinii, spun formosus ca adjectiv. Frumusețe e pulcritudo, dar formosus, care l-a pe frumos în limba română. La cronicar mai găsiți încă adjectivul formos, care arată un stadiu de dezvoltare al limbii române sau a limbii române. Uh, frumusețe și de unde vine formosus la romani? De la formă. Și latinii știau ce știau grecii. Că nu există frumusețe fără ordine. Ei bine, sufletul frumos este sufletul pus în ordine. Cine pune în ordine sufletele voastre? Eu cred că prin excelență cartea o face lectura, indiferent ce fel de lectură. Borges, știți, Jorge Luis Borges, un foarte mare prozator și poet de secol 20 vedea paradisul ca pe o bibliotecă. Și atenție, e vorba de un individ care a orbit, nu din cauza lecturii, era o boală congenitală, care au, a, și a devenit directorul Bibliotecii Naționale din Argentina. Și spune prietenului său Ernesto Sabato, alt mare prozator, imaginează ce tragedie, să devin director peste un milion de cărți și să nu pot citi nici măcar una că Și el vedea paradisul ca pe bibliotecă. Vă știți că noi suntem într-o cultură a cărții. În galaxia Gutenberg, după 1444, inventarea tiparului. Păi dacă noi suntem într-o cultură a cărții și acceptăm care dreptate într-un fel Borges să vadă paradisul ca pe bibliotecă, cei care ați făcut logică sau faceți logică, concluzia acestor două premize ar trebui să fie că noi trăim într-un paradis. Sau că ar trebui să trăim într-un paradis. Ne bucurăm de acest paradis? Care e paradisul bibliotecilor? Care e paradisul cărților? Sau ne bucurăm doar de purgatoriul și infernul societății și al rețelelor de socializare? Um, și cu asta termin. Coleridge, în urmă cu două secole, trei, um, imagina următoarea situație. Spunea, de fapt, imaginați-vă că un individ, într-o după-amiază de vară, visează. Că frecventează paradisul, că vizitează paradisul. Acolo îi se dă în dar o floare, ca semn că a trecut pe acolo. Dacă la trezire floarea se va afla în mâinile lui, ei bine, atunci, în măsura în care paradisul e o bibliotecă, mâinile noastre ar trebui să fie pline de flori. Mulțumesc!